În liceele pedagogice, elevii studiază discipline specifice profilului educațional pe care îl urmează, discipline din sfera științelor educației, pedagogie, psihologie și practică pedagogică. Din acest motiv există și olimpiade specifice liceului pedagogic, olimpiade de pedagogie, psihologie și animație educațională. Ambele olimpiade valorifică competențele elevilor de analiză, de interpretare și de argumentare a cunoștințelor pe care le dobândesc în cadrul disciplinelor psihopedagogice. Ambele olimpiade, repet, cea de pedagogie, psihologie și cea de animație educațională, urmăresc să dezvolte elevilor noștri, elevilor din liceele pedagogice, acele competențe de educație antreprenorială, de educație a timpului liber petrecut de calitate, motiv pentru care elevii noștri au realizat în cadrul Olimpiadei de Animație Educațională proiecte susținute cu elevii din școlile noastre de aplicație, proiecte de organizare a timpului liber. Mă numesc Felicia Gănescu și alături de colegele mele Ionela Leanca și Delia Puiu am creat primul proiect de animație educațională, secțiunea Divertisment, care se numește Musical cu Caroliștii, Frumoasa și Bestia. Toată această idee a pornit de la vizionarea unui serial din America, în care niște liceeni puneau în scenă renumitul film Frumoasa și Bestia. Elevii care au dorit să participe au trimis videoclipuri cu audiții în care interpretau melodii care să le pună în valoare talentul. Apoi, împreună cu Delia Puiu și atelierul de voluntari, am ajutat actorii astfel încât aceștia să își interpreteze cât mai bine rolurile. În tot acest timp, Ionela încerca să ajute echipa de recuzită pentru a realiza decorul cât mai bine. Pe această cale mulțumim și sponsorilor care ne-au ajutat pe partea financiară. Cu ajutorul lor am cumpărat materialele necesare pentru recuzită. Munca s-a împletit minunat cu niște jocuri de animație pentru consolidarea echipei. Am devenit prieteni și am petrecut timp de calitate pe scena amfiteatrului colegiului nostru, iar musicalul a fost un succes. Până să ajungem pe scenă cu toată echipa, nu am realizat de fapt că am implicat aproape 50 de elevi și am făcut să le placă atât de mult acest proiect. Nimeni nu credea că îl vom duce la capăt, că îl vom finaliza, însă am făcut imposibilul posibil. Am prezentat rezultatele acestui proiect în cadrul Olimpiadei de Animație Educațională, etapa județeană, și am reușit să ne calificăm la cea națională, care va avea loc în mai la Odorheiul Secuiesc. Am participat la Olimpiada de Psihologie-Pedagogie, etapa pedagogie, la care am obținut premiul al doilea. Mă bucur foarte mult că am participat, deoarece mi-am dorit să-mi aprofundez aceste cunoștințe, pentru că, desigur, mă vor ajuta în viitorul meu, deoarece doresc să rămân în acest domeniu. Am participat la Olimpiada Județeană de Pedagogie-Psihologie, disciplina managementul clasei de elevi, și am obținut la această etapă 93 de puncte și m-am calificat la etapa națională, care se va desfășura având două probe, o probă scrisă în data de 18 aprilie și o probă orală care se va susține la Târgoviște în data de 26 aprilie. Mă numesc Brătrescu Beatrice Elena și sunt în clasa 10-a la Colegiul Național Pedagogic Carol I. Anul acesta am participat la Olimpiada de Pedagogie-Psihologie, secțiunea Pedagogie, la care am obținut 97 de puncte și m-am calificat la etapa națională. Am dorit să particip la această olimpiadă pentru a-mi valorifica cunoștințele dobândite la clasă, deoarece mă va ajuta și în domeniu, dorind să continui și să merg la Facultatea de Științe Sociale. Numele meu este Bizon Bianca, sunt clasa a 10-a și am participat anul acesta la Olimpiada de Pedagogie-Psihologie, disciplina Psihologie Generală, la care am reușit să mă calific la etapa națională. Mulțumesc astfel cadrului didactic Pascu Daniela, care m-a îndrumat ca să obțin acest rezultat și sper și am toată încrederea că voi obține același rezultat și la etapa națională. Faza finală a Olimpiadei Școlare de Psihologie-Pedagogie se va desfășura în perioada 18-26 aprilie la Târgoviște, în timp ce echipajul care va reprezenta Colegiul Național Pedagogic Carol I la Olimpiada de Animație Educațională se va deplasa la Odorheiul Secuiesc în perioada 13-15 mai.